căpșuni. Pentru alte rețete culinare, vă așteptăm cu drag pe www.rețeta-video.ro și pe pagina de Facebook. Ingrediente pentru pandișpan cu căpșuni: 500 de grame de căpșuni spălate, 9 albușuri, 9 gălbenușuri, 9 linguri cu zahăr, 11 linguri cu făină, sare, zahăr pudră pentru ornat. Acestea sunt toate ingredientele. Mod de preparare pentru pandișpan cu căpșuni. Pentru a curăța căpșunile, folosim un pai din plastic. Ținem căpșuna cu mâna stângă, iar cu mâna dreaptă înfigem paiul în vârful căpșunii. Ghidăm paiul în interiorul căpșunii cât mai drept, astfel încât să îl putem scoate pe partea opusă. Când va ieși, paiul va scoate și o mică parte din pulpă împreună cu frunzele. Tăiem apoi căpșunile în felii, dacă sunt mari. Punem două linguri cu făină peste căpșunile tăiate și le lăsăm deoparte. Încălzim cuptorul și pregătim un bol în care punem albușurile. Adăugăm un vârf de linguriță cu sare și mixăm. Batem albușurile spumă până când acestea nu mai cad de pe paletele termice. Sau dacă întoarcem bolul, acestea nu mai curg. Punem apoi zahărul peste albușurile bătute și continuăm să mixăm până când zahărul se topește complet și obținem o bezea tare. Adăugăm cele 9 linguri cu făină rămase, punem gălbenușurile și amestecăm ușor cu ajutorul unei spatule de jos în sus. Amestecăm doar până la omogenizare, nu mai mult, pentru a nu scoate aerul din albușurile bătute. Pregătim o tavă pentru cuptor, în care aranjăm hârtie de copt. Răsturnăm în tavă compoziția pentru prăjitură. Nivelăm ușor deasupra. Și punem căpșunile ușor acoperite cu făină deasupra aluatului pe toată suprafața. Nu adâncim căpșunile în aluat, pentru că acesta va crește pe lângă ele. Introducem tava în cuptorul încălzit la 180 de grade pentru aproximativ 25-30 de minute. Când desertul cu căpșuni este rumenit, îl scoatem din cuptor. Lăsăm prăjitura să se răcească complet în tavă, apoi o pudrăm cu zahăr. O porționăm și servim. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru pandișpan cu căpșuni.
poftă bună! Și nu uitați că vă așteptăm cu drag pe www.rețeta-video.ro și pe pagina de Facebook.